parte de o coadă. Ție ești tu ceva mai light? Vreți de Franța. Încă nu e nimeni la coadă. E prima dată când încerc cu teleschiul să urc. Uite ce e la telecabin. Ora 6 a venit, spre Sinaia am pornit. Hai să vedem dacă reușim să ne dăm azi. Ia uite, unul mai pregătit ca altul, mă. Ia uite ce chef au. Bă, unde vă duceți, mă, schiorilor? S-a trezit cu foame. De bă, ușor. Merge un italian picant. Hai că nici n-am ajuns și deja e coadă. Hai că am ajuns, dar e deja aglomerat. 8 și 10. Hai să ne echipăm. Începutul e promițător. Vremea frumoasă, sus e cam ceață. Că e liber, nu e aglomerat. Am cumpărat tichete online, ceea ce vă recomand și vouă. Nu mai stați la coadă, cumpărați online. Le revendicați de la tonomatul de lângă. Am ajuns sus și avem parte de o coadă. Am așteptat 15 minute și acum am ajuns sus, dar uite ce ceață e. Nu se vede nimic. Am ajuns la H2. Salut, mersi mult de tot. Nu prea mai e ceață aici, dar tot traseul e plin de ceață. Și nici jos nu e aglomerat. Nu e nimeni la coadă deocamdată. Ora 9:30, încă nu e nimeni la coadă. E bine. Ora 10, am dat 3 ture, s-a aglomerat un pic. Dar merge repede, se ridică și ceața, pare că este soare. E frumos, zăpada e bună, un pic am înghețat. Dacă este soarele o să fie perfect. Încă e ceață, dar ușor, ușor apare soarele. Dar e blană, blană, e zăpada perfect acum. Dimineața era un pic cam înghețată. Hai să-i dăm la valea, ne oprim la H2, o să ne încălzim un pic. Am băgat 4 ture, 5 ture, asta e a 5-a. Suntem bine. Pauză, ne oprim la vin fier. Puțin aglomerație, dar nu s-o stă la coadă, maxim 10 minute. Hai 15, dar nu stai 15. Și la preschi. Uite cam cum e coada. Ne-am oprit să vedem cum e vinul fiert. Hai de aici pregătit. Zima două vorbe. Plană. Bună zăpada, e bună zăpada. Hai că avem un vending machine nou aici. Ia uite. Nu murim de foame. Cam așa se prezintă coada, e ora 11. Dar mai mult de 10 minute nu se stă. Pare că este și soarele mai timid așa, dar se ridică ușor nori.
Știi cum e, după ce trec sărbătorile și mănânci ca disperatul de Crăciun, de Revelion, nu prea mai ai chef să mănânci orice. Vii la mișcare și ții și tu ceva mai light. Light, light. Bă, frate, dacă ai impresia că în străinătate e scumpă mâncarea la preschid, a costat 45 de lei doar carnea asta, fără cartofi. Eu nu zic că e bună, dar 45 de lei, 10 euro, preț de Franța. E prima dată când încerc cu teleschiul să urc, de când mă dau cu snowboard-ul, și vreau să zic că e super simplu. Mă așteptam să fie mult mai greu. E foarte liber la teleschiul ăsta și am zis, decât să stăm acolo la coadă, mai bine venim aici. Dar e foarte simplu, nici nu trebuie să ții mâna pe el. Hai că am terminat tura, uite coadă, la ora 4:30. Dacă credeai că la gondolă e coada mare, uite ce e la telecabin, până înăuntru. Cum a fost ziua de azi? Bam, bagă. Ziua de astăzi? Friguroasă. Hai mă, lasă să zic că te-ai accidentat. Interesantă, cu multe provocări. Și m-am accidentat, da. Bravo. Zici beton. Bă, ești nebun. Beton, beton. Puțin în ceață. Cam în ceață. Bă, el beton, dar puțin ceață. Exceptăm partea că era să rămânem pe acolo, bine. Inițial am luat jumătate de zi, adică 4 ore, după care era atât de mișto încât am mai luat încă 4 ore. S-au făcut 5 după masa. A fost ceață toată ziua, dar zăpada bună, un pic de gheață, dar merită. Sus la Sinaia mereu e mișto. Ne-am dat și pe pârtia nouă, e foarte scurtă, teleschiul e foarte mișto, merge destul de repede, doar că e scurtă pârtia. Deci da, a fost o zi reușită, dar un pic cam friguroasă, -7. Hai, ne vedem la următoarele, ciuse!